Mike. Și să mai vorbesc eu, când vorbesc de martirii care a fost înmormântat unei divizii acolo la canal cu Buzuzăru. Deci sunt martirii noștri pe care dacă îi rugăm, îi vin, ne ascultă că sunt români de-a noastră. Și eu nu știu să zic așa, parcă nici nu cred că sunt pe aici, parcă visez. Pentru că nu m-am gândit că ajung la anii ăștia ca să calc pe aceste meleaguri, pe aceste locuri. Așa, dar Dumnezeu, așa cum spuneți, că o privă s-a trecut în paradis, nu este nici plătită cu moartea. Eu aș putea spune atâta, două, trei cuvinte. Îi mulțumesc Maicii Preacuratei că m-a trecut pe acolo prin suferință, că acolo am putut să mă rog mai mult și acolo am putut să-L găsesc Dumnezeu mai bine. Că acum am fost prin Sfântul Munte și în dreapta și în stânga, dar am ajuns în niște, cum se spune, un veac cădicel cu biserica. Numai este focul care acum l-am trăit în sat 60 de ani în urmă. Parcă zic așa, Doamne, s-a ridicat harul de pe Dumnezeu, s-a ridicat harul de pe pământ, nu mai lucrează Dumnezeu, nu mai lucrează Evanghelia. Am amorțit, suntem amorțiți. Am devenit cărdicei și mai rău decât cărdicei. Am devenit exact cum este așa, o oală care e pusă la foc, crocotește și deasupra un capac și deasupra alta, și abia e caldă cea deasupra. Ei, eu, sufletul meu, crocotește, înțelegi? Și când mă întâlnesc cu călicei, parcă zic așa, Doamne, oare de ce nu mai vine o prigoană de ea? Că atunci a dat Biserica Martin, când a fost prigonită Biserica 300 de ani, a dat Martin, ucenici, s-a luptat cu regele, cu fervintele. Acum, 40 de ani de întrebitoții, parcă nu a adus ca un fel de, așa, aia 40 de ani de comunism s-a dat martiri la canal, prin tisori, prin diferite feluri, așa. Noi prin tisoare, alții cu colectivizare au omorât chiar un frate de-al meu, n-a vrut să tracă în colectiv și l-a luat în tisoare. Și-a murit săracul când s-a pus și-a liberat libertatea în 88, s-a strâns în viață. Eu nu am cuvinte decât atât. Rog Maicuța Domnului să-mi mai dea încă 90 de ani pentru a preamări pe El, nu pe mine, și să văd și eu neamul nostru românesc, creștinesc, să ajunge la focul ăla care a fost a primelor creștini. Așa, cam adormit, am amorțit. Suntem așa, noi când eram în mănăstirea cu 60 de ani, când eram 20 la o strană, când se cânta toți la liturghie, toți la slujbe, toți la rugăciune, se bătea o bombă în clopot, se făcea acatistul Sfinților Apostoli pentru șopadă, că era hramul mănăstirii noastre. Și toți eram în tăcere. O jumătate de oră, după aceea mergeam la masă, la masă se citea cuvântul Sfinților care erau prezent la ziua respectivă, după aceea o leacă de odihnă și iar fiecare la ascultările noastre. Acum, da, nu mai sunt trâmbițele care au fost, ori mai fi s-a ascuns pe corpul, unii stau, dar trebuie niște focuri și Dumnezeu ne va salva omenirea prin eroismul unor suflete care va da ca probă prigonitorilor, și după aceea martirajului, că știm prea bine, pentru că sunteți maici, ca modele, avem pe Sfânta Filoteia, avem pe Cuvioasa Paraschiva, avem pe Sfânta Ecaterina, avem pe Sfânta Elisaveta, care atât de mult au suferit și s-au încununat. Avem martiri, avem pe Maica Mihaila, care s-a săvârșit în temniță, așa cum a spus părinții Arsenie Boaca, nu greșim dacă ne rugăm la ea, că e al nouălea cer ea. Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, alți sfinți au suferit o lună, două, trei, trași pe roată, așa, dar Maica Mihaila, care a venit la noi în mănăstire,
În 1964, când eram gata să ne reșez, zic, băiți, va veni prigoana, hrăști de cară așa și nevoie să nu vă repădați. Am un material așa în mașină, păcat când l-am luat, acum e mașină, care dă câteva cuvinte, ca două zile a fost decapitată, așa, prin chinul prin ce a trecut. Și atât de mult ea n-a crezut cu nimic decât a binecuvântat pe cărăii care au chinuit-o. Așa și zic eu nu pot să zic că a fost cărăi care mi-a dat, m-a strălucit trupul, au fost niște îngeri a lui Dumnezeu, pentru că credința neîncercată nu este credință. O credință care e încercată, trecută prin foc, prin suferință, și clerul nostru, și arhierei noștri, dacă treceau așa, măcar o lună, așa pune, s-a trecut sfinții, era altă treabă, era mai cu foc. Așa, așa că am amorsit, stăm înghețați. Dar Dumnezeu va salva omenirea, nu știm cum, așa, în tăcerea asta, în goana asta, încât dacă te întâlnești cu omenirea pe drum, n-are, te spune repede, părinte, spune repede că am treabă. Deci e lume de goană, o lume de care gonește și gonește ca să prindă un mormânt doi pe doi și o cruce la cap. Tare mai fost dulci, acolo închisoare în suferință, care eu nu mă mai pot bucura atât de mult ca acolo. Pune mă duc, pune văd, vai te, fiecare se mă telefonează, părinte, că-s bolnavă, că am putare, am necazuri. Da? Când eram în pregătire, chiar în București, eram o adunare mai mare acolo și părinții Arsenii Boca, părintele Ioan de la Recea, care știți, așa, a scos o fotografie cu răstignirea Mântuitorului, cu crucea pe cap, și că vrem să mai fim mai breși, cu boală putem intra în părăția lui Dumnezeu, dar cu păcate nu. Maica Paraschiva, care o aveți aici ca model, așa, de suferință, așa, ea nu e aici, nu? Așa, este modelul Sfinților voastre. Vedeți cât e de lucidă în suferință. Suferința, eu n-am putut, în 5 ani în mănăstire ce pot să fiu, n-am putut să prind. Au venit părinții din Doroban după noi și preot a spus că nu mai face liturghie, stare ținută, pentru că nu avem prescură. Părinții din Doroban, cum nu este prescură, o să facem. A dispărut, pus în fiuduț, mulțumim cehastru cu mănăstirea Adam, asta a pus semenii, îți vor 3 km, dar pe ședea s-a dus, a venit cu prescura. A tras clopotul, s-a făcut liturghie și s-a gonit părinții stareți, că strică rânduierile. Deci acum, dacă ies pe linia cea adevărată, pe urma Sfinților și ieri din comun, spune că ești oarecum ieșit din rânduială. Rânduiala este ca cum, să ne aducă la un cămișel, la un monitor, așa încât să treptat să ne vedem voi. Și eu, prin dumneavoastră mă încarc, sufletește, așa, că eu n-am ce spune, dragostea dumneavoastră, dragostea poporului meu român, cu cât drag ascultă, așa, mă încălzește și îmi pun și eu în candela mea uscată, am turnat un drem din când în când, ca să pot mai merge mai înainte, că o fac, e mare lucru ca să te mântuiești acum în acest veac, așa de perfid, așa de diplomat, așa ca să-și trecori, așa e mare lucru, că Sfinții Părinți știți prea mult. Cum vor fi monacii de la vremea de apoi? Vor fi ca niște cărbuni strânși în vatră, dar printre dânsii vor fi unii cu flacără mare încât ne va depăși pe noi, sigur. Acei care vor avea flacără mare, sigur, vor încălzi și pe cei reci care stau și timpurile nu rămân așa. Prin 40 de ani ce ne-a gândit că va dăinui această fiară, care a transformat în închisori Sfintele Altare în WC-uri, bisericile în bucătării, a pângărit tot. Și Dumnezeu a răsturnat și a adus la ideală, nu a adus libertatea. Cum facem libertatea asta? Pe timpul Gheorghiu Dirza lui Nicolae Cerușescu, erau biserici în pline, nu mai merg. Credinții veneau pe furiș creștinii la biserică, chiar din rândul securiștilor cu tare. Acum fiind liberi, așa, lăsăm, avem la îndemână tot. Avem biserici, avem troiți, avem preoți, avem și chiar din Paști, la mine, anul ăsta, a plantat un vecin al meu varza, 5.000 de verzi. Așa, băi, dar azi, de Paști, dar ce că azi nu mănânc, băi, bine, măi, așa, pe timpul ce au că te-ai opus acum de libertate, așa, și-a venit un potop. Așa,
o tornadă de 2 metri, a necat tot. Mă duc la dânsul, dai-mi o vază de mai mântrisă. Păi, părinte, e necată toate. De ce ți-am spus? Așa că Dumnezeu bate o cetate ca să luăm așa, vedeți acum, să fim Spania, irlandeții, care s-au mărit așa, bate o cetate ca să trezească cealaltă cetăți. Așa că să vă bucurați că v-ați ales această chemare. Mă adresez dumneavoastră ca monahii. Așa, așa cum spunea părintele Arsenie Boca, că aș vrea ca tot neamul meu românesc să rămână fecioare. Dar pe nața țară împuțină neamul meu rău, dar vreau lucrul ăsta. Că acum, întrebarea acum, începând de sus până jos, un copil, doi sau niciunul. Așa s-am ajuns, cununea este binecuvântată de Dumnezeu, de suflete mântuite. Căsătoria nu mai este ca pe timpul Sfântul Vasile. Sunt realități din rândul clerului, din rândul oamenilor, chiar aseară m-a sunat cineva, părinte, nu v-am cunosc, dar am primit prin internet și 12 copii suntem la părinți. Și vă ne bucurăm tare. Sunt realități noastre, sunt mame roine, ne dă exemple. M-a sunat altă femeie, cineva, părinte, ce când mă bate copilul, dar numai unul avem. Dar cealaltă, ce părinte, am voturi, nu ne mai țin numărul, ca ce mamă vă bate, înțelegi? Deci oare Dumnezeu ne mai rabde? Că o țară românească este sub picioarele noastre, 30 de milioane de suflete, o țară românească care strigă la Dumnezeu și noaptea, până când, Doamne, așa ne razi. Nu e o scos la lumină, stau în întuneric, nebotezați, stau acolo și strigă. Așa spune tradiția noastră biserică, nu nici la bine, dar nici la rău. Dar nu se poate bucura de lumina care trebuia. Deci acest fragil nu mai strigă să ne oprim, să oprim acest fragil. Așa, aceste crime, așa, odioase, care spune Sfântul Părinte, sunt mai grele ca crimele care cineva îl omoare în față. Așa că e nici temă de apărare. Tatăl meu când l-a omorât, s-a mai apărat un pic, așa, totuși l-a omorât. Dar copilul din părintele mamei nu se poate apăra. Noi am devenit mamele noastre criminale, țară românească. Așa cum la Sfântul Munte, părintele Stalin de acolo era foarte agitat, erau din Parlament de acolo. La Vatoped. Așa, și așa, mai zic, s-a întâmplat ceva, mai să-i bată. Așa. Și cu patul și-am întrebat, și că strică pentru că s-a votat legea asta de avorturi în Cipru și în Grecia, așa, țară creștină. Și am văzut oarecum demn, așa, înversunat asupra acestui păcat. Așa, dacă ar fi tot clerul nostru așa, toți episcopii noștri așa, să facă meeting-uri, să meargă, că noi suntem oglinzele și ferestele la cei care așteaptă de noi ceva. Și dacă noi stăm cu mâinile în piept, ca să nu s-a întâmplat nimic, așa, atunci treaba cum merge? Merge că dacă preotul face așa, dacă cu tare așa, și atunci mergem într-o răceară, într-o decădere și parcă vii de la biserică mai rece cum ai intrat. Nu mai poți lua, nu mai este harul ăla. Mi-aduc aminte la preoția lui părintele Ioan, a fost părintele preasfințitul, vă aduc că m-am adus materialul. Nicolae Popovici. Eu dau așa și a venit preasfântul Nicolae Popovici și a spus, părinte Ioane, te pun aici, în această mănăstire, să fii ca tată, ca mamă, ca soră, ca frate. Și când a tras o predică preasfântul, zice, nu ne vom închina Dumnezeului din Moscova, ne vom închina Dumnezeului celui care a făcut cerul și pământul. Așa ne vom închina. După aceea a vorbit părintele Foarea Mureșanu, profesorul părintele Ioan. După aceea a vorbit părintele Arsenie Boca. Aveam 17 ani. Așa, să Doamne, tare frumoasă calea asta, cum așa, să avem gând să răspund în public. Erau 25.000 de suflete, veneau nu ca turiști acum, privește cu țigara în gură să uită. Veneau pe jos 30-40 de kilometri, veneau pe jos și plecau cu lacrimile în ochi, se vindecau sufletește. Așa, și așa că acum nu mai este, acum mergem din scaun în scaun, din mașină în mașină, așa nu mai avem exemple. Ori fi, undeva sunt ascunși. Așa, de propria ta. Cum e vom întâlnit? S-a răsit dragostea între frați, între preoți. Așa, noi avem 4 preoți acolo, nu vorbește unul cu altul. Dacă cei la masă, că nu venim, că eu nu mă sunt certat cu părintele, cu tare.
o tare. Deci au intrat pitanii astea peste tot, așa, între preot, între frate, între monase, între ermonase, între lumea asta, în lumea asta întreagă toată, așa cum o vedem, migranți, am 25 de nepoți plecați în Spania, prin Germania, vin, au lăsat nevestele și după alții, am cucișări de neam. Oare când va veni sfârșitul, spune Sfinții Părinți, când se va lăsa credința, când va crește bădării pe cărările vecinilor, așa. Și a venit, mai nepoți de mei, de frate, așa, lasă-mă nene cu proschile matale, cu tare, dacă vedem noi la televizor și este și de haina asta cu tare, așa, vedeți cât îți mintează să faci. Deci dacă noi nu suntem ogrinzi, nu suntem ferești, așa cum a spus Părintele Arsenie Boca, de nu veți face ferește și ogrinzi la cei din jur, nu vă veți mântui. Și, dragi frate, să fiți ferești și ogrinzi, să nu oboșiți acei care vin pe aici, ai luat, întrebați, la ce ați venit, cum, de când nu sunteți mărturisiți, de când nu sunteți împărtășiți, găzduiți, nu? Când ești pentru altul, ești pentru tine, te ajut pe tine când ajut pe altul. Dacă stai, mă rog, pentru, mă rog eu aici, nu e adevărat, eu am fost undeva la un preot de meu, călugăr, coleg de meu, a fost încadrat la mănăstirea Govora, nu l-am văzut de 30 de ani, și m-am dus să-l văd, așa, timp de iarnă, era frig, așa, și am bătut în ușă, s-a crapat ușa atâta, și că, bine, dar și mă rog, și că mai târziu, mă rog, am închis ușa, așa, cum mai eram un coleg de-al meu, ce facem, măi, frate Ioane, zic, părinții se roagă și ne mântuim de frig, așa, și a venit o maică, parcă o văd, avea 2 metri, n-am, păi, gata, ne-a băgat ar fondării, până când se facă focul, somnul mare, sala mare cât asta, așa, ne plimbam, am stat vreo 3 ore. Vine de zis, hai că i-am făcut pravele. Maicilor, pravele este, m-a întrebat pe cineva aseară, pe mine a venit un creștin, dar cum te rogi, părinte, zice, că nu te-ai rugat, nu te rogi? Păi zic că mă rog în permanent. Dar zic, te-ai făcut pravele? Păi zic, pravele am făcut întotdeauna. Așa, în tot locul stăpânării, cuvintează fratele meu, ieși pe omul locul tău și al casă la spănătare, cât s-a mărit lucrurile tău, Doamne, și am put psalmul ăsta. Păi hai să o faci la răsărit. Ai cutare, așa, dai cu ușa la gât, păi eu mă spălat, nu avem. Dacă nu, înseamnă că ești eretic, domnule. Deci, domnule, nu trebuie să fim fanatici. Că, și nici creduli, și nici bigoți. Să vedem timpul ăștia așa la înseamnă. Am venit cu un domn de la Tecuci, cu un domn de la Vastoi, medic, stomatolog. Are o ședință în București. Am avut o conversare cu dânsul, care mi s-a părut o cripă. Chiar că ne-ți vorbiți cu părinte, clipa asta nu se bătește nici cu moartea, așa. Și mi-a pus multe întrebări, așa. Și că părinte, că eu n-am facultate, n-am să dau cuvinte cu termenii de ăștia așa sofisticate. Zic eu, așa, părinte, așa, mi-a dat numărul telefon, să mă sune, să-l sun, așa. Și deci noi trebuie întotdeauna să vorbim de Dumnezeu care vine, să nu fie luat pentru noi, dar boala cea mai mare este care este? Acum. Boala este că Părintele Arsenie Boca, când a trecut canalul de la canal, a spus, monahistul va suferi și mulți se vor repăta, nu te retrupești împărăția mea. Până când a pătruns această seară, m-a dus la Părintele Argatu. Părintele Argatu are 3 băieți preoți. Și acolo era lume multe. Înțelegi? Și am făcut și dânsul o lecție. Lume multe care venea, că întreba cu tare și la moaștele lui părinții ăsta, Eladion, și părinții era cu un ciocan în mână și zice, dar n-am timp acum. Și l-am trat deoparte. Părinte, când terminați construcțiile astea, materia asta, așa cu tare, hai să zădim sufletele. Mi-a plăcut unde am fost la biserică în București, cum îi spune la părinții? În Pajura, da. Așa, acolo. Și mi-a dat o carte foarte frumoasă, că am făcut această biserică, dar asta e de zid. Eu vreau cât voi trăi să lucrez în bisericii cele vii. Mi-a plăcut foarte frumos, am citit-o toată, înțelegi? Așa de amabil. Deci te dăruiești semenului tău, așa, mă închid pentru mine. M-am mai dus undeva, așa, pentru că sunteți monahii, cum trebuie să viața. M-am dus la mănăstirea Turnu, acolo era starețul. Și a venit un grup de creștini din Sibiu, a venit cu cheltuia să facă un parastas, așa, pentru cei răposați, deținuți, că avea un frate care a murit la aiut. Și părintele Tareț
era cu o ceapă în mână, a strupat o gaură acolo, că intră vulpea pe acolo. Părintele a venit, pleacă, că a venit, a venit trenul care pleacă. Și da, vorbește, se înceta, vorbește, dacă le vorbește, se înceta. Au, le-a vorbit cu tare, n-a vorbit, a plecat, așa, s-a auzat. S-a auzat trenul că se vine, s-a plecat, biserica închisă, mănăstirea închisă, cu tare. Și vine după noi. Știți ce a spus creștinii ăștia? Părinte, ce tot zis barba. Noi am venit atâta cu cheltuială, cu panul, să facem și noi un parastat aici. Deci, maicilor, să fim... Acum se cere foarte mult, în închisoare, așa îmi spunea la începe. Să nu mai vorbești despre Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă voi scăpa, și cu perii capului voi vorbi. Și cu degeți la picioare. Așa. Două arme are diavolul acum. Dezvinarea și să nu mai vorbești. Până să fie în mănăstiri, dezvinare. M-am dus într-o mănăstire, zic, băi, suntem aici la 150 de maici. Suntem măcar două unite, nici două părinte nu suntem unite. Vedeți? Asta e arma lui. Cea mai puternică. Dezvinare în familie, dezvinare peste tot, dezvinare între țări, dezvinare tot. Cu asta reușește, că dacă ai face un păcat greu, te pocăiești de el. Dar nu vor răscuta. Așa. Așa că nu v-am să mai vorbesc. Decât dacă tăcerea mea și așa, ce să vorbesc? Despre mine să vorbesc? Eu mulțumesc cerului și pământului că m-a trecut pe acolo ca să îmi dea Dumnezeu dragoste multă față de aproapele. Așa. Ne iertați, dar întârziem la conferință la Brașov. Da. Mergem acum. Da.